dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Uzacovna. Bun venit pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Uzacovna. Și bun venit pe pagina mea de Facebook în bucătărie la Zidana Uzacovna. Mai întâi vă rog să-mi distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe la toată lumea, ca astfel vreau să vă povestesc despre aurul galben. Așa, vă salut mai întâi cu mult drag, suntem deja în live. Maria Mania, mulțumesc frumos, un bună ziua la toată lumea. Nu mai are rost să stau aici, dar vreau să vă povestesc ceva foarte interesant. Noi am scos polenul proaspăt din luna lui mai. Așa, polenul are antibiotic natural al naturii și de aia el este numit, deci, vindicatorul de aur galben. Eu am să vă explic absolut la tot la ce ajută acest minunat polen. Vă rog să-mi distribuiți la să ajung cât mai departe. Dacă sunteți cineva aici, am distribuit și în grupul Învață Găti cu noi. Eu sunt cu ferestre deschis la noi cald și la mine când cocoșii sunt păsărelele, așa este, da? Ca la țară. Dragii mei prieteni, vreau să vă povestesc despre acest minunat polen. Mai întâi vreau să vă arăt că el este proaspăt. Cum să vedeți dacă polenul este proaspăt de anul acesta, de luna lui mai? O luați mânuța și luați așa, strângeți puțin și el trebuie să încheje. Ia uitați-vă, da? Deci acesta este polen natural de această lună. Automat el se disface, ia uitați-vă, da? Automat el se disface, da? Acesta este un secret ca să vedeți că este polen natural, umed, da? Din luna aceasta. Dragile mele prieteni, de la copil la mare, de la mic la mare, acest vindicatorul de aur galben se poate să-l consumi foarte mult. La copiii de un an de zile care ești cu imunitatea, metabolismul, care nu au putere de a merge în picioare, la fel cât o linguriță, în felul următor. Dacă este un copil micuț de un an de zile, câteva beluți sau pieruli, mai bine spus, da? Ele sunt niște pieruli de aur care sunt vindicatoare. Ce înseamnă polenul? Polenul este adus, cules de la flori de albinele care fac miere, da? Deci el este foarte bun. Nu numai pentru copii, dar și pentru persoane, pentru femeile care nu pot rămâne însărcinat. Polenul este foarte bun. Pentru femeile câte o lingură așa pe stomacul gol. Pentru persoanele care sufăr cu stomacul, deja mari, maturi, care sufăr cu stomacul, pancreasul, cu dureri de cap, cu migrena, cu articulații, cu boli de piele, cu glanda tiroidă, el este foarte bun. Dacă suntem maturi, clar că noi luăm o lingură mare în felul următor. Poți să le iei chiar și o jumătate de an, poți să iei chiar și un an de zile, poți să le iei în fiecare dimineață, fiindcă el este vindicator, antibioticul galben, gold, așa se numește, vindicatorul de aur. Așa, încă la ce mai ajută? La diabet. Da, ajută la diabet foarte, foarte bun. Hristos a înviat la toată lumea. Ajută foarte bine la diabet, ajută la căderea părului. Ajută la fetițe sau la domnișoarele juniori care au câte 14, 15, 16 ani și au acnei. Foarte bun. Fiindcă el, cum este antibiotic, el curăță din sânge, ficatul, sângele, celulele răle sau celulele cancerogene, el curăță foarte bine colonul, el tămăduiește tot ce ai bolnav în corpul tău. Multă lume nu vorbește de el, multă lume nu știe, nu-l cunoaște, dar el de asta și este numit vindicatorul galben. El este foarte, foarte bun. În afară de polen, eu mai am și propolis. V-am arătat în live-ul precedent, în live-ul trecut. Ia uitați-vă cum deja am încă 3 zile și mi-a rămas propolis. Aici, propolisul este foarte bun și pentru bărbați, pentru impotenți, pentru metabolism. Chiar și polenul. Formidabil, formidabil. Dacă vorbim de bărbații care au imunitatea slabă, metabolismul slab, impotenția sau pentru bărbații care suferă cu prostata, la fel este foarte bun să-l cumpărați, să-l mâncați cu lingura, fiindcă el nu este scump. Vă stăruiți întotdeauna să alegeți un polen cât mai puternic, un polen cât mai natural, că el să miroați, că el să nu lasă
culoarea galbenă, că dacă lasă culoarea galbenă, ești făcut cu curcuma și nu te ajută nici la o boală. Și zici că Zidana mi-a spus că polenul mă ajută, dar el nu mă ajută. Vă rog să luați polen cât mai natural. În afară de asta, eu fac foarte multe unguente cu polen. Vă rog să-mi distribuiți live să ajungă cât mai departe. Aceste sfaturi minunate trebuie să ajungă la toată lumea, ca toată lumea să știe, ca toată lumea să fie sănătoasă. Eu fac foarte multe unguente pentru piele cu polen. El miroase a mere de albini. El miroase foarte, foarte frumos. El miroase a flori. Fiindcă el, acest polen, acest vindicator de aur, el este strâns de flori, de albinuțe, sub tarpioara lor. Și deci este foarte bun pentru sănătatea noastră. Dacă noi suntem răciți, dacă noi avem vreo viroză, dacă noi încurge nasul, dacă noi avem infecții în ureche, la fel să știți că polenul este foarte bun. Sunt foarte multe deja pastile cu polen pentru imunitate, metabolism, pentru copii care voi le cumpărați, mă rog, le cumpărăm din farmacii și le dăm ca să aibă poftă de mâncare, ca să nu aibă paraziți, ca să ridice imunitatea, metabolismul. Da, acolo poate există vitamina extra D, poate să lipsească, sau vitamina B12 pentru sânge, dar să știți că polenul este foarte bun și pentru oamenii maturi, și pentru femei însărcinate, și pentru toată lumea. Dacă îți mândre Zidana, îmi trimiți în Europa, îți strămăt, eu îți dau numărul acolo, deja în fiecare live la mine este numele, îți dau numărul, mă suni pe WhatsApp ca să nu cheltui bani, un kilogram, două, trei, cât vrei, îți strămăt peste tot. Așa. Încă o chestie, să mă întreb Zidana, polenul ajută la căderea părului? Da, ajută la căderea părului, fiindcă el are colagen natural din natură, deci el este foarte, foarte bun. Există diferite măști pentru corp, în diferite spauri mari care ajută la piele. Există foarte multe măști cu cremă care noi dăm pe față, ca să nu avem riduri, ca să nu avem coșuri, ca să nu avem coșuri albi, sau fruncuri, acele bubi care noi deseori apar pe corpul nostru, care sunt infectate cu poroi. Să știți că polenul este perfect, el ajută la toate bolile. Dar mai există și o chestie, fiindcă trebuie să-l mâncăm cu lingura, că acum mâncăm noi pâinea sau zahărul sau carnea sau cum vrei tu, așa cu lingura. Dacă suntem adulți, cu o lingură mare, foarte bună pentru sănătatea noastră. Sunt foarte mulți bărbați care au infecții la plămâni din partea că fumează sau sunt alcoolici sau au infecții la stomac sau, mă rog, deseori îi doare stomacul sau deseori sunt oasele așa, fiindcă au probleme cu articulații, deci nu au putere. La fel, polenul este formidabil pentru toate bolile. Vă rog să-mi distribuiți live-ul meu să ajungă cât mai departe și să fie toată lumea sănătoasă. De unde găsim polenul? Polenul e de la persoanele care crește stupi, mai ierți, albini în stupi, sau care cresc albini, sau care fac natural. Dar fii atent, fiindcă să găsești foarte des în piață, că noi fugim rău din piață ca să luăm polen, și de acolo sunt distribuitori care cumpăr, care le amestec, le bagă în polen 5-6 kilograme de orez, îl fărăm bine și adaug curcuma și noi nici nu știm și plătim prețul pe orez ca pe polen, să știți, da? La ce mai ajută polen? Ajută foarte bine la unghiile bolnave, ajută la diferite boli, ajută la articulații, ajută la glanda tiroidă, la diabete, ajută la căderea părului, dar ajută și la boala secolului, la depresie, pentru persoanele care au gânduri proaste, fiindcă el este natural, el are foarte multe vitamine, el are și vitamina E, știți, are foarte multe, are flavonoide. Ce înseamnă flavonoide? Este culorile la diferite plante care ajută la sănătatea omului. Așa. Bună ziua, Zidana! Bună seara și Hristos! Bună ziua! Mă iertați! Bună seara! Eu astăzi nu răspund la întrebările voastre. N-am comandat și eu polen. Bravo! Dar să iei seama că nu comanzi de pe internet, că el poate fi foarte vechi, poate aibă și 20 de ani și nu are nici un miros, nu are nici o benefică. Ce stări scumpe polen, sau din an, sau de anul ăsta, deja, dacă este bun, dar cel mai bun este de anul ăsta, așa proaspăt, că un polen proaspăt în felul următor arată, ia, vedeți, un polen proaspăt, că el a peste 2-3 luni a susuci, cu siguranță, deci el n-a să mai strângă așa la mine, că este polen umed, așa se numește, foarte,
foarte, foarte bun. Pentru femeile care nu rămân însărcinate, pentru femeile care au probleme cu uterul, la fel este foarte bun, fiindcă el întărește uterul la femei și ajută foarte bine la prostată, fiindcă polienul, fructele uscate, ridică impotenția la bărbat. Pentru cine are, deci, prostată sau cine suferă cu polienul. Dar eu vă las, vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, numai bine sănătate. Vă rog să-mi distribuiți acest fax, să ajungă la toată lumea, ca să știe aceste beneficii la polien, ca să știe aurul galben, care el nu este atât de scump, dar multă puțină lume știe câte beneficii are acest minunat polien care noi trebuie să luăm, chiar și pentru copii, chiar și pentru vâți, chiar și pentru memorii, chiar și pentru scleroză. El le acoiește mii și mii și mii de boli care le are persoana. Ia vă rog, nu e scump, e ieftin, n-aș zice că este un kilogram de polien scump. Așa, eu vă rog să-mi distribuiți live-ul meu, care nu sunteți abonați la pagina mea de Facebook în Bucătării la Zidane. Am lăsat o inimioară, toată lumea, că eu iubesc inimioarele, da? Care nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, că suntem un sat foarte frumos de oameni gospodari, de oameni mândri, puternici, care sunt peste 200 de mii de abonați în Bucătării la Zidane Auzacna. E suficient să intri pe YouTube și scați Zidane Auzacna și îți ies canalul meu foarte multe tratamente, foarte multe sfaturi interesante care mulți din voi nu le știu. Așa, cine are nevoie de polen, mă scrieți pe WhatsApp, cum are drag, veniți și-o luați cât vreți, un kilogram, două. Dacă se luăm la drept, să mă întrezi, Dana, cât polen mănânci tu pe zi, eu mănânc cu lingură. La mine corpul deja este învățat că dacă chiar am uitat, mă rog, suntem oameni, da? Dacă am uitat că să mănânc dimineața, la ora de masă, eu am luat o lingură de polen. L-am mâncat, am băut puțină apă și m-am dus mai departe. Dar acest polen eu voi face medicamente pentru persoane, unguient pentru dureri de articulație și pentru diferite boli de piele. Pe canalul meu de YouTube, în Bucătării la Zidane Auzacna, aproximativ pe toate le găsiți acolo ca să faci tu, dacă tu ai probleme. Îți doresc să nu ai niciodată probleme, îți doresc să fii foarte sănătos. Dar, mă rog, dacă ai, că se mai întâmplă că noi oamenii mai avem câteodată probleme de sănătate și de asta, deci, cu siguranță eu vă arăt ca să fiți, să știți și voi. Așa, am distribuit în grupul Învață Gătit cu noi, acolo este un grup foarte minunat de femei gospodine care au foarte multe rețete bune, pâine, toate rețetele de cozonaj, de pâine, de mâncare sănătoasă, de sucuri naturale, salate, dacă tu nu știi acolo, te înveți că sunt un grup de 100 și ceva de mii de persoane foarte bune în afară de canalul meu de YouTube, pe pagina mea, aici unde tu mă privești aici. Pagina mea în Bucătării la Zidane Auzacna pe Facebook, la fel sunt foarte multe persoane înțelepte, deștepte, care știu multe lucruri interesante care ne învață pe noi. Cu voi a fost prietena voastră Zidane, aici am propolis, mai am și mătculița, am uitat să vă arăt, mai am și mătculița, mătculița este pentru cancer, dragii mei prieteni, mătculița și înseamnă propolis, polen și miere de albine este foarte sănătos, foarte, foarte, mai ales pentru persoanele care suferă cu stomac, cu gastrita la stomac. Așa. Deci, cu siguranță, acest live v-a fost de folos, cu siguranță, acest, mult de lume nu ați știut, dar eu fac foarte multe medicamente, tratamente cu polen. Vă las sănătate, aveți grijă, azi întâlnim în live-ul de seară cu întrebări și răspunsuri, dacă ai vreo întrebare mai diferită, mi-o dai și eu cu mare drag ți-o răspund. Cu voi a fost prietena voastră, Zidane, dragile mele prieteni, aveți grijă de voi. Mâncați sănătos, nu mâncați mult, nu mâncați ca să fiți grase, mâncați că este vara aproape, beți apă multă, mâncați legume, fructe ca să fiți sănătoase, arătați bine, că vedeți în lume câte boli există, cancerul pe primul loc, psoriaza, diferite probleme de dureri de picioare, articulați tocmai de asta, iubiți-vă, cătați-vă de sănătatea voastră, da? Cu voi a fost, cu cele mai bune sfaturi de gratis, prietena voastră Zidane Auzacna. Vă iubesc, îmi lăsați câte o inimioară și îmi distribuiți live-ul meu să ajungă cât mai departe.